Din Franța, doctor Ciprian Isacu, medic chirurg, serviciu de chirurgie plastică și arș, Grand L'Hôpital de Charleroi. Bună seara, domnule doctor, și bine ați venit la Un Doctor pentru Dumneavoastră. Bună seara, și nu din Franța, e din Belgia. Așa este. Așa este. Dar acum nu e mare diferență, nicio problemă. Este adevărat. Pe scurt, care a fost drumul dumneavoastră din România către străinătate? Un medic care profesează în străinătate, un medic român. Deci a fost, cum să vă spun, nu a fost un accident, dar nici un cel, un challenge. A fost să fie așa, în 90 m-am plecat să vizitez niște prieteni în Franța și s-au înlănțuit niște condiții relativ favorabile, că România nu era în comunitatea europeană. Nu a fost ușor, dar am reușit să trec toate examenele, îmi propuseseră să refac studiile și da, am refuzat, deci am... Da. Un medic, mă scuzați, un medic anestezist din Paris, probabil că o și cunoașteți, medic român, Andrea Pasar, povestea de faptul că tocmai pentru că nu eram în Uniunea Europeană, a fost nevoită să-și dea din nou foarte multe dintre examenele pe care deja le dăduse în țară. Ați pățit și dumneavoastră acest lucru? Am fost mai încăpățânat ca ei, i-am avut la uzură și le-am explicat, le-am arătat, probabil că am vrut să-i convin și mi-au permis să trec direct examenele finale de specialitate, de practician spitalier în Franța, avem toate examenele de cum ar veni echivalentul la medic de sfat, nu sistem universitar. Deci, nu, pot să spun că am avut și noroc, pentru că a fost, vă spun, n-a fost rău, n-a fost ușor. Dar a ieșit. Nu știu, cineva acolo să mă iubesc. Am înțeles. Cum sunt văzuți medicii români în străinătate? Păi, înainte de a intra în comunitatea europeană, nu eram foarte mulți. Erau, mai ales în Franța, predominant în nordul Africii, cele din Maghreb, deci eram cumva o raritate, se uitau la noi ciudat, aveam alt accent ca ei, însă, vă spun, pregătirea mea niciodată n-am să zic ceva rău de școala românească, este extraordinară și toată viața am să le mulțumesc maestrilor, profesorilor, toți, ce am învățat, cât am învățat când nu mergeam la fotbal sau la cerul de burtă, dar a ieșit. O școală medicală foarte bună, dar să fac o paranteză, copiii mei, fata mea a terminat medicina dentară la Cluj și e chirurg dentist în Franța, lângă Avignon. Iar băiatul meu se chinuie să facă medicina la București, ca toți băieții mai încet așa mai e. Dar vă spun, puteam să permit și aici, să o să-i trimit în altă parte cu plată, pentru că sunt considerat ca cetățeni străini, deci cu taxă, însă, cum să spun eu, am considerat că ce am învățat și cum am învățat noi e la fel de bine ca oriunde. Mai ales că am dat, dau și cursuri la facultate, la Bordeaux și acum aici, deci știu care e nivelul și știu ce se poate obține. Acum știți cum e, nu-i pădure fără uscături, sunt proști și la ei și la noi, dar majoritatea din ce cunosc acum, sunt foarte mulți medici români și în Franța și în Belgia, suntem de top. Am înțeles. Eu, cum ales cu arșii, toată lumea vine ca la pomul lăudat, deși sunt peste tot la fel de bun ca mine, vor și mai bine. Asta voiam să vă întreb. Este în studio alături de noi un bun prieten de-al dumneavoastră, academician Dan Mircea Enescu. Știu că dumneavoastră ați participat la eforturile de salvare a răniților din incendiul devastator din Clubul Colectiv. Ați avut atunci cuvinte de apreciere la adresa colegilor dumneavoastră de aici din România. Nu vă întreb ce centre sunt în Belgia sau în Franța pentru mari arși, ce centre de recuperare. Știu că aveți în Charleroi, dacă nu mă înșel, o bancă de piele. Ceea ce vorbeam cu domnul profesor Enescu nu prea se întâmplă în România și Charleroi este un oraș. Noi nu avem în toată țara, din păcate, aceste lucruri. Dar ce ar trebui să facă România în acest moment ca să avem și noi toate aceste lucruri? O luați ca o părere personală. Înainte de toate, salutări, Dan Enescu. Salut. O să ne vedem deja mâine. Știu, sau da, poimine la congres. Deci, e foarte simplu. Eu am mai spus-o. Când am fost cu accidentul ăla în cu colectivul, am spus numai de bine. Am auzit o grămadă de chestii. Deci ai spus de bine că nu e așa. Nu e adevărat. A fost un efort extraordinar făcut de oameni competenți
Și nu știu oriunde în lumea asta, că lucrez și în Franța, și în Belgia, și în... una ar fi făcut față mai bine ca atunci. E, după aceea, de ce e mai bine aici și de ce trimit pacienți aici și de ce? E o tradiție, în Belgia are 10 milioane de locuitori și 6 centre de arși. La centrul meu de arși suntem un chirurg pe zi și un anestezist pe zi pentru 10-4 cu personal. Deci, când am spus cu ocazia că au mai fost pacienți transferați numai de la colectiv, pe cei i-am operat pe cronici, am spus, e o istorie de bunăvoință, punct. Și aici fiecare a avut iar reproșuri că am spus. Eu avem o bancă de piele pentru că sunt 3-4 oameni extraordinari care s-au aplicat și au făcut. Mergem, ne trezim noaptea și mergem și prelevăm țesuturile pielea. Banca are un congelator imens, trebuie minus 85 de grade sau așa, într-o două birouri de 3x2, însă încă o dată, e un interes general. Eu înțeles care e rolul acestei bănci de piele, sunt mai multe în Belgia, nu vorbesc în Franța, au înțeles care e rolul, e o nevoie și vorba aia a folosit piele artificială, fa, nu artificială, piele de la bancă și pe pacienții români care au venit să fie tratați aici. Deci nu e mare filozofie. Eu asta am spus, un pic de bunăvoință. Avem oameni, avem, vorbesc România când zic avem, sigur, sigur. Român, avem oameni, avem tot ce trebuie, trebuie un pic, un mai, pic mai mult interes. Și măcar, sunt prea mulți și copilul cu multe moașe rămâne cu cordonul netăiat. Știi? Am de înțeles. Oameni care se pricep și ceilalți care decizionează, zic, da, noi mergem pe mâna ta. Nu se bage încă 3-4 care se mai învârtă 10 cărți. Nu, n-are niciun. Am înțeles. Un mesaj pentru românii de pretutindeni și pentru România, domnule doctor, cu ocazia concursului internațional Eurovision, cum poate fi România învingătoare? Păi, la tenis. Eu sper din toată inima, poate o să mai știu, nu știu pe ce scenă trec. S-a văzut orice, au câștigat oricine. Cine cântă bine, că se... E un pic de noroc, e un pic de... cu voturile, e un pic cu prieteniile, cum știi, ce să spun, din tot sufletul m-aș bucura din toată inima să câștigăm, dar măcar să nu simt totdeauna spre coadă, așa, cum, să, e relativ, gusturile nu se discută. Eu sper din toată inima să câștige sau măcar să fie împlinit 3, iar românilor de pretutine sunt foarte mulți acum, am prieteni, deci nu-i ceva în Belgia, în Franța, vorbim românește mai tot timp, băi, încercăm să învățăm și la spital, mai ales prostii pe cei din jurul nostru, românește. Deci, suntem peste tot și majoritatea sunt oameni de nădejde, presici, care nu ne fac numele de râs. Vă mulțumim, domnule doctor. Poate eu știu când veniți în România, la un moment dat veniți și în platoul nostru, la un doctor pentru dumneavoastră. Stabilim oarecum și veniți. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim foarte mult. Te aștept, te salut. Vă mulțumim, a fost în direct prin telefon dr. Ciprian Isacu, medic-chirurg, serviciu de chirurgie plastică și arș, Grand Hospital de Charleroi.